ordinea de zi dată peste cap, acte legislative votate fără publicarea documentelor aferente, legi aprobate în absența deputaților din opoziție și transparență decizională afectată. Acestea sunt doar câteva dintre constatările experților din cadrul Asociației Promolex, după ce au analizat ședința plenară a Parlamentului din 18 iulie curent. Ședința a durat 10 ore, timp în care deputații au supus votului 33 de proiecte, iar cele mai lungi dezbateri de aproape o oră și jumătate au fost în privința ratificării acordului privind vânzarea terenului pentru noul sediu al ambasadei SUA. Ordinea de zi a ședinței plenare a fost modificată în proporție de 300%, iar un rulaj atât de mare a proiectelor introduse pe ordinea de zi afectează atât transparența decizională, cât și nivelul de înțelegere a proiectelor examinate și votate, se menționează în raportul Promolex. Experții asociației au constatat că transparența decizională a fost afectată în cazul a 18 proiecte de acte normative, ceea ce reprezintă 55% din numărul total de proiecte dezbătute și votate. Mai exact, transparența decizională a fost afectată prin faptul că în cazul a 12 proiecte de lege votate în prima lectură nu au fost publicate actele aferente. Nu au fost solicitate, acordate, publicate avizele Direcției General Juridice, avizele Guvernului, expertiza anticorupție, analiza impactului de reglementare, avizele comisiilor permanente, expertiza de compatibilitate, tabelul de concordonanță, avizele unor instituții. În cazul a 15 proiecte de acte normative, nu a fost respectat termenul prevăzut pentru prezentarea recomandărilor părților interesate, se arată în constatările asociației. Un alt aspect al ședinței din 18 iulie se referă la faptul că mai mult de jumătate din proiectele dezbătute au fost votate doar de majoritatea parlamentară și un deputat neafiliat, pentru că deputații blocului comuniștilor și socialiștilor au părăsit sala de ședințe. În continuare, unele acte aferente proiectelor examinate în ședințe, de cele mai deseori rapoartele comisiilor și avizele asupra proiectelor, sunt publicate pe pagina web în ziua ședinței, în timpul examinării proiectelor sau chiar după votarea lor, mai spun experții. Numai în ședința din data de 18 iulie, în cazul a 10 proiecte, actele aferente au fost publicate în timpul examinării. Rapoartele și corapoartele publicate în timpul ședinței au fost aprobate chiar în ziua ședinței plenare, ceea ce afectează semnificativ transparența decizională a legislativului, mai constată raportul Promolex. Amintim că în perioada 2021-2025, Promolex și-a propus să monitorizeze activitatea Parlamentului Republicii Moldova, în special din perspectiva transparenței, legalității și eficienței procedurilor. Experții asociației constată de fiecare dată numeroase abateri în acest sens.